Eu cred, privind în urmă în copilăria mea, și m-am uitat la două scene din The Limo, în Seinfeld, și am găsit pe net că acum nu se mai găsește episodul niciunde întreg. Eu am The Parking Garage, încă dinainte de Trump, dar altceva n-am. Am downloadat de două ori tot serialul atunci. Păi nu s-o mai găsi 4 ani până la Beatles. Vreau să zic altceva. Două lucruri care de fapt cumva se completează. Deci, genetic, eu de exemplu am ascendentitate germană, chiar de la Berlin și Viena, și cumva când eram copil nu sesizam diferența între, să zicem, François Mitterrand sau nu știu cine, Bush, George Bush, ăla bătrânul, și Hitler. Pentru mine, și știu că a fost ziua la un coleg, la un prieten de-a meu, care era un copil și era maghiar german-român, știi, și am vrut să-i fac un cadou și l-am desenat efectiv pe Hitler, știi, cu treaba aia, cu chestii, cu nu știu ce, și vreau să-i duc desenul, știi. Nu știu că am scris doi standuri berale, eram copil, aveam sub 9 ani. Și mi-a zis, mama, vezi bă că Hitler o fi fost el german sau austriac, o fost, dar nu a fost om bun, a fost ca Ceaușescu la noi. Atunci am înțeles că e problema. Dar pe de altă parte, și cultura germană din anii 90 sau înainte și după și poate și acum, 2023, să zic, și au fost condiționați de război mondial, de fascism, de nazism, de toate alea, de supraomul ăsta, cum zice și Cioran, tâmpit, natura tâmpită, nu zice. Pe când germanii, înainte de toate aceste mișcări distrugătoare, erau influențați mai degrabă de Fichte, cel care ultima sa carte a fost Cuvânt către națiunea germană, care a început idealismul german. Fichte, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel și Schelling, colegul de cameră și al lui Hegel. Înțelegeți ce vă zic aici?